Возьми бульбом. Возьми бульбом. Thank you.
зацепку сделаем. Че вызвал? Ah,
Bună ziua de la Liești, domnule domnișoare, domnule, vă spune Viorel Paisan și SDVTV. În câteva clipe va începe partida din etapa 18-a de astăzi dintre gazdele gălățiene Sporting Liești în echipament alb și CSM Focșan 2007 echipament negru. Echipa noastră a revenit la echipamentul negru după ce etapa trecută am jucat în alb contra celor de la CSM Râmnicul Sărat. Brigada de arbitri care îl are la centru pe prahoveanul Dicu, ajutat de asistenții Bițelaru și Duță, Bițelaru din Vaslui și Duță din Bacău. Observatorii acestei partide, Grozea Teodor din Brăila și Brândușe Mircea din Călăraș. S-a tras la sorți terenul. Focșanul va ataca în prima repriză de la dreapta spre stânga în echipament negru. Băciuț la minge, vă spun imediat și echipa noastră în poartă Lazar, jucători de câmp Juncănaru, Bratu, Panaite, Negoiță, Manu, Săpunaru, Taciuc, Rogoveanu și Dascul. Are prind în echipă capitanul Robert Bratu. Rezerve de portare pentru CSE, jucători de câmp Predoiu, Stoica, Damache, Dobrescu, Danilă, Radu, Găină, capitanul echipei Radu, Robert Bratu. Banca tehnică a echipei noastre, antrenor principal Marius Bratu, Octavian Bucătaru secund, Cristian Naciu preparator fizic, Gabriel Bratu masior și delegat. Iată și fluierul de început al partidei, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Orele 15 fix. Am ales acest loc de transmisie pentru că cu soarele în spate nu am găsit nicio posibilitate de a transmite această partidă. Încercăm să vă aducem în atmosferă și mai atent de joc acolo Manu pe partea dreaptă, mijlocaș dreapta, a intrat Manu în această primă repriză, combină cu Băciuț, Manu din nou la minge, marginea greu de 16 metri, Manu pierde controlul balonului și recuperează gazdele, o să vă spun și echipa gazdă, pressing al echipei noastre, recuperăm Săpunaru, Săpunaru pasează imediat mai departe lui Rogoveanu, dribbling și faultat la 40 de metri de poarta Ieștiului. 17 grade la Liești astăzi,
la această oră de disputare a partidei. Echipa noastră în atac în acest moment prin Manu. Manu trimite în spate lui Panaite. Panaite, autorul golului din etapa trecută cu CSM Râmnicu Sărat. Iată pe căpitanul echipei noastre, Robert Bratu, o minge pe partea stângă, urcă Negoiță. Reușește să ajungă balonul, Negoiță centrare în care o pe 6 metri și resping gălățenii până aproape de jumătatea terenului, dar Robert Bratu cu capul îi trimite lui Taciuc. Suntem în continuare în jumătatea de teren a oaspeții, a gazelor Sporting Liești. Iată și echipa gazelor în poartă, Brăneț, jucători de câmp Iordache, Voicu, Călin, Sebastian, Grigoraș, Năstase, Stan, Mihu, Iancu și Munchiu. Antrenor Cristian Brăneț, team manager Daniel Lovin și doctor Maricel Enachi. -17 grade, vântul adie puțin, vreme ideală pentru fotbal. O altercație între Negoiță și jucătorul Iordache. Se luptă Dascolo acolo și cu urcă Băciuț pe partea stângă, urmărit de Iordache. Recuperează balonul Iordache din picioarele lui Băciuț. Și faulta Dascălu. Lovitură liberă pentru Focșan, dar nu se scoate cartonașul galben, doar un avertisment pentru Iordache. Lovitură liberă, Focșan se pregătește să execute Taciuc. La 16 metri, lateral stânga de poarta lui Brăneț. Taciuc, pe 11 metri și gol! Gol, doamnelor, domnilor și domnilor, Focșani, 1-0! Scrie Băciuț singur pe 11 metri din centrarea lui Taciuc. 1-0, domnilor, domnișoarilor și domnilor. Liber Băciuț la 11 metri, nu a fost marcat și înscrie lejer cu capul de pe picioare. Minutul 4, deschidere de scor, Focșanul conduce cu 1-0. Lovitură liberă de pe partea stângă, centrarea Taciuc, gol Băciuț, golgheterul echipei noastre. Reușește să înscrie rapid, minutul 4, o greșeală de marcaj a gazdelor. 1-0 din minutul 4, gol Băciuț, conduce Focșanul, s-a reluat jocul. Capitanul echipei Voicu Dragoș, fundaș central acolo, a fost o problemă. O intrare cu talpa înainte. Lovitură liberă pentru Focșan de la 37-38 de metri de poarta lui Brăneț, de pe partea dreaptă, pe direcția de atac a echipei noastre. Tot Taciuc la minge, el va executa. Schimbă jocul pe partea stângă foarte bine până la Dascălu. Dascălu, în care o luați pe gazdelor, mă iertați, în continuare Negoiță pe partea stângă. Trimite lui Săpunaru. Taciuc. Și iată, mingea ajunge în sfârșit și la portarul echipei noastre, Lazar Gabriel, care este la prima atingere de balon. O pasă pe partea dreaptă pentru Manu, dar Manu scapă mingea în afara terenului aut, repun gazdele în echipament alb, Focșani în echipament negru. Ultima etapă din sezonul regulat, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, 43 de puncte pe primul loc, Oțelul Galați în seria a doua,
CSM Focșani 2007 pe locul 2 cu 41 de puncte, urmează înaintea acestei etape pe locul 3 și 4 la egalitate cu 30 de puncte. Se află Metalul Buzău și Aerostar Bacău, degajează Panaite pe partea dreaptă. Aut va repune Juncănaru de la jumătatea terenului. Astăzi e Metal întâlnește pe CSF Urei pe teren propriu, iar CSM Râmnicu Sărat joacă cu Oțelul Galați. La sfârșitul acestei etape vom afla care sunt echipele care vor juca în play-off-ul serie a doua din Liga a treia, sezonul 2021-2022. Focșani la mijlocul terenului, la minge Manu. Manu încearcă o pasă pentru, nu cred că mai ajunge această minge. Juncănaru trimite în afara terenului fundașul stânga al gazdelor. Aruncare de la margine pentru Focșani de la 2 metri de fanionul de pe partea dreaptă, o facem prin Juncănaru, trimite înapoi lui Săpunaru. Săpunaru Manu, Manu dribling, intră, care o Manu, dar degajează gazdele în afara terenului. Vom repune mingea din aut lateral prin Negoiță. 1-0 din minutul 4, conduce CSM Focșani la Liești. Observați aici pe banca tehnică, se află antrenorul principal al echipei noastre, Marius Bratu. Taciuc trimite în centru lui Panaite. Juncănaru. Am trecut deja în jumătatea gazelor, conducem jocul, faultăm acum la mijlocul terenului prin Săpunaru. Lovitură liberă de la mijlocul terenului pentru Sporting Liești. Executat acum, minge la capitanul echipei Voicu, o minge lungă pe bandă centrală, dar Juncănaru respinge foarte bine până la Săpunaru. Dreapta Manu, urcă Juncănaru, Băciuț, dribling de Băciuț la mijlocul terenului, Băciuț, Rogoveanu nu se dă, este faul din spate. O pasă periculoasă pe banda dreaptă de atac a gazdelor, dar Negoiță îi trimite lui Lazar. Aici ne cerem să ne filmăm contra soarelui. Repet, nu am putut găsi un alt loc mai convenabil pe partea cealaltă. Cu soarele în spate nu există loc pentru a reuși o transmisie. Panaite. O minge excelentă pentru că, dar greșește Băciuț preluarea. Foarte bună pasa lui Panaite, excelent. 1-0 conduce Focșanul din minutul 4. S-a reluat jocul, dar mingea părăsește terenul, va fi out de poartă, repune din 6 metri pentru gazde. S-a luat jocul pe banda stângă de atac a gazdelor. Pressing Manu, faultează Săpunaru. Manu, Ionuț, Velo, ade cu fața, Ionuț. Sunt înconjurat de spectatorii gazdelor, n-au avut ce să comenteze la golul Focșani. A fost o lipsă clară de marcaj a fundașilor centrali. Băciuț a înscris de la 11 metri cu capul singurel. Portarul Brăneț n-a avut nicio reacție. S-a reluat jocul. Pasă, dar Panaite rezolvă foarte bine până la Taciuc, la mijlocul terenului. Taciuc combină cu Săpunaru, care trimite pe partea dreaptă lui Manu. Manu intră titular de data aceasta față de... greșește pasa. Etapa trecută Manu a intrat în a doua repriză cu Predoiu, dar iată-l acum titular. Tot el faultează.
O simplă coincidență că vorbim de el, dar el a și greșit acum, sigur. Este începutul jocului. Minutul 11, 1-0 pentru Focșani. În echipament negru Focșani, o atacă de la dreapta spre stânga în prima repriză. O minge spre poarta noastră, dar departe, aproape de fanionul de la colțul terenului. Se pregătește să depună portarul Gabi Lazar. Minutul 12, 1-0, CSM Focșani Sporting Liești. Pe stadionul Sportin din Liești degajează Lazar lung pe dreapta la Manu. Respinge Voicu în afara terenului. Vom repune de la margine prin Juncănaru. Juncănaru combină cu Manu direct pe poarta lui Brănesc, dar acesta prinde. Repune Brănesc cu mâna pe partea stângă. Acțiune pe partea dreaptă, Voicu, căptanul gazdelor, emite o minge lungă, ușor de recuperat de echipa noastră. Greșește Taciuc pasa, Iordache. Iordache combină cu un echipier. Atacă, prima acțiune de atac mai consistentă gazdelor de până acum, minutul 14. Robert Bratu lasă să curgă mingea până în brațele portarului Gabi Lazar. Liniștim această acțiune de atac a gazdelor. Respinge capitanul gazdelor Voicu în afara terenului. Minutul 14, mai avem puțin și trecem de sfertul de foc. Repune Negoiță. Rămânem în atac, out Focșani. Băciuț, Negoiță. Rogoveanu, Negoiță. Out Focșani. Atacă Dascălu, centrare Dascălu, direct pe poartă trimite centrarea, prinde Brăneț. Iese gazdele din apărare cu minge la picior, Voicu. Voicu, căptanul gazdelor, trimite lui Iordache. Pressing al lui Dascălu. O minge lungă pe partea stângă, Juncănaru. Pierde balonul acolo, în atac gazdele pe partea stângă, intră la Ancareu. O centrare, 6 metri, iese Lazar și prinde balonul. 1-0, CSM Focșani conduce la Liești din minutul 4 prin golul înscris de Băciuț din centrarea lui Taciuc. Nu mai lăsa să cadă, dă o poartă! Capitanul nostru s-a lăsat la pământ, are o problemă la piciorul stâng. Intervenția lui Gabi Bratu, asistentul echipei noastre. N-am, probabil la faza anterioară, Robert Bratu a fost lovit sau s-a lovit. Prima acțiune periculoasă a gazdelor, minutul 15. Robert Bratu de-abia a revenit după o accidentare. Jocul este întrerupt la Liești. Aproximativ 350, zic, 400 de spectatori.
meci de interes pentru gazde, la o victorie a gazdelor pot spera la o calificare în play-off. Iată-l și pe Robert Brato, cere permisiunea de a intra pe teren. Acțiunea gazdelor la jumătatea terenului. Primește permisiunea Robert Brato, a intrat căptanul nostru acum în dispozitivul apărării. Suntem în formulă completă. Juncănaru trimite în afara terenului, out pentru gazde la 16 metri, bandă stângă, au repus. Ne recuperăm prin Manu. Săpunaru. Luptă bine Săpunaru, Rogoveanu. Acțiunea gazdelor, o încercare de șut blocată de Panaite și respingem prin egoiță, lung până la Băciuț, la jumătatea terenului. Bună preluare de data asta lui Băciuț, dar nu iese dribbling-ul. Negoiță, Negoiță se duce singur. Prin alunecare îl deposidează Voicu, acțiunea periculoasă care s-a anunțat lui Negoiță. Acum contraatac al gazdelor, se joacă în ritm alert. Etapa 18, spuneam astăzi, ultima din sezonul regulat, ultima înaintea play-off-ului. Juncănar reușește acolo să trimită mingea în afara terenului, oprește acțiunea gazdelor. Concentrarea gazdelor, dar respinge Robert Brato, lung, până jumătatea de teren a gazdelor. Antrenorul Marius Bratu transmite permanent indicații jucătorilor săi. Sunt și destui spectatori veniți de la Focșani, din Franța, nu neapărat din Focșani. Am văzut la intrarea în stadion foarte multe mașini cu număr de Franța. Lasă Panaite să cadă mingea acolo, dar revine cu capul și trimite lui Juncănaru. Degajează Juncănaru lung la jumătatea terenului. Rogoveanu urmărește această minge. Scorul rămâne 1-0 pentru Focșani din minutul 4. Acum, în minutul 19, gazdele o acțiune pe partea stângă. Sporting Iești, în echipament alb, ocupă locul 5 în acest moment, în afara play-off-ului, cu 28 de puncte față de locul 4, care este Aerostar Bacău, care are 30 de puncte, la egalitate cu locul 3, Metalul Buzău. Gabi Lazar la minge, se pregătește să degajeze, o face lung pe partea dreaptă, preferatul lui este Manu. Și este corner, iată ce a ieșit din această degajare. Avem și 3 jucători la încălzire. Deja. Și urmărim acest corner de pe partea dreaptă de atac a echipei noastre. Cine altul decât Taciuc, cel care a centrat și la golul echipei noastre pentru Băciuț. Să vedem această lovitură liberă pe tot pe 11 metri. Și Bratu, capitanul echipei noastre, de pe picioare, de asemenea nemarcat, trimite direct în brațele lui Brăneț. Ce ocazie mare, contraatac, degajăm prin Negoiță. Ce ocazie a avut Robert Bratu dacă plasa mingea, un faul la 30 de metri. Capitanul echipei noastre, ocazie imensă în minutul... Lovitură liberă Sporting Liești de la 30 de metri, 28-30 de metri, puțin lateral dreapta față de poarta lui Gabi Lazar. Avem 4 jucători în zid, Bratu, Panaite, Negoiță și Băciuț. Toți jucătorii se află de linia de 16 metri. Un șut peste poartă a lui Iordache, a șutat de pe loc. Nici nu mă așteptam să șuteze la poartă, am crezut că centrează.
a șutat de pe loc. Minutul 22, Sporting Liège, ce se mai făcea în 2007, 0-1. Se pregătește să degajeze Gabi Lazar, de asemenea, pe partea dreaptă. Manu i-a trimis-o mingea lui Rogoveanu, care nu a ajuns, o recuperează Taciuc la mijlocul terenului, Săpunaru. Rogoveanu, între doi adversari, pierde balonul. Pressing a echipei noastre. O acțiune a gazdelor cursivă până în acest moment. Rămân la minge jucătorii din Liești. Mobilitate foarte bună între benzi. Acoperim foarte bine. Și drept dovadă gazdele trimit mingea în afara terenului. Vom repune de la margine de pe partea stângă prin Negoiță. Negoiță, lung până la Rogoveanu. Săpunaru din prima pentru Băciuț, dar mingea iese în afara terenului. Focșean în echipament negru, cum vă spuneam. O minge pe partea dreaptă de atac a gazdelor, respinge Negoiță în afara terenului. Repun gazdele. Minge trimisă lung de Bratu, căptalul echipei noastre, pentru Băciuț, și gazele trimit prin voi cu căptalul echipei în afara terenului. Iată cum s-a mutat acțiunea de la o poartă la cealaltă. Rogoveanu trimite lui Băciuț. Băciuț controlează bine mingea, trimite înapoi lui Negoiță. Bratu, căptalul echipei noastre, primește de la Negoiță. N-a fost o accidentare gravă, asta este un lucru foarte bun. Alin greșește preluarea, mingea este în afara terenului. Dacă tabela Berger se respectă în play-off, cred că locul 2, respectiv CSM Focșani în 2007, va juca cu locul 3. Hands, a fost un hands nesemnalizat de arbitru. Și Bratu trimite în Iordache, mingea este în afara terenului, va repune Focșanul din aur, lateral stânga. Dacă nu se modifică clasamentul față de acest moment, cu locul 3 Metalul Buzău. Săptămâna viitoare, prima etapă din play-off, vom juca cu Metalul Buzău, iar Oțelul Galați, cu locul 4, pentru locul 4, care în acest moment se află Aerostar Bacău. Repune de la margine Negoiță. O face lung. Lovit Rogoveanu cu piciorul în cap. Lovituri libere pentru Focșeni. Lovituri libere pe care o va executa Robert Bratu, dar din păcate mingea nu ajunge la mano, interceptată de jucătorii gazdă, care combină în jumătatea proprie. Acum încearcă o pasă la centru, dar respinge Taciuc. Rămânem în jumătatea gazdelor. Mulțumim Nicoleta Bratu, care ne urmărește de la Giurgiu. Hai Focșani! Avem foarte mulți videospectatori care ne urmăresc din țară sau din străinătate, în afară de vrâncenii care sunt acasă. Este out. O neînțelegere între centralul partidei și asistent. Cristi Mihai ne urmărește, hai cu golul 2, sperăm și noi să vină
Cristi. O aruncare de la margine pe partea stângă a lui Negoiță până la Rogoveanu. Și out Foxian. Minutul 27. Dascălul rămâne la minge, dar pierde balonul. Negoiță revine și recuperează. Bratu, Săpunaru singur la centrul terenului, trimite pe partea dreaptă lui Juncănaru. Manu pentru Băciuț, dar urmărește Manu balonul care a sărit pentru Băciuț. Iată-l pe Manu, presim până la portarul Brăneț. Se descurcă bine capitanul Gazelor Voicu, dar recuperăm prin Taciuc. Taciuc la colțul de 16 metri, trimite lui Dascălu. Din nou Taciuc. Negoiță și mingea revine la capitanul echipei noastre, Robert Bratul, la jumătatea terenului, care combină cu Panaite. 1-0 și am mai avut o ocazie foarte mare prin Robert Bratul, tot cu capul, la fel ca și Băciuț, cum a spus Băciuț. Manu, Manu o minge pentru Dascălu. De partea stângă, Dascălu ajunge balonul. Trimite în careu. Negoiță, centrare, șutată, dar mingea ajunge tocmai pe cealaltă bandă. Se luptă Juncănaru, câștigă balonul Juncănaru, foarte bine Juncănaru, intră careu. Intră careu Juncănaru, careu deposedat de Voicu după ce a trecut de 3 jucători. Oaspeții încearcă, echipa Sporting Liege a încercat un contraatac pe partea stângă, dar acolo a intervenit Taciuc, care a trimis în afara terenului. 6-6. După ce un jucător al Gazelor a atins mingea, vom repune de la margine prin Juncănaru. Lung de linie Băciuț, foarte bine trimite Băciuț lui Manu, dar mingea este în afara terenului. Poate-i mai repede, cap! Au repus gazdele mingea în careul lui Sporting Liești la capitanul Voicu. Haide, haide, 1-0 pentru Focșan din minutul 4. Pressing al lui Alin Dascălu, dar faultează, lovituri libere de la centrul terenului de pe partea dreaptă pentru gazde. S-a reluat jocul. Conduce Focșanul la Liești. Din minutul 4 intervine Juncănaru, foarte bine cu capul până la Manu. Manu înapoi pentru Panaite, o fentă, trimite portarului Gabi Lazar, care din prima înalță zmeul, cum se spune. Recuperează gazdele. Terenul se prezintă în condiții bune de joc. Cel puțin așa vedem noi de aici din tribună. Dar dacă i-a sărit lui Gabi Lazar mai devreme mingea, s-ar putea să existe și surprize la nivelul solului. Săpunaru. Juncănaru lung pentru Băciuț. Manu. Manu pe partea dreaptă. Manu mijlocaș dreapta, introdus de singur Rogoveanu. Băciuț, avantaj, se lasă avantaj și Băciuț un șut din întoarcere pe lângă poartă. Marius Bratu îi atrage atenția lui Băciuț, că Alin Dascălu era liber în stânga, în careu. Da, într-adevăr, era, dacă Alin primea mingea acolo. Recuperăm din nou mingea, gazele nu reușesc să treacă de 30 de metri. Taciuc, Rogoveanu, deposedat regulamentar. Încearcă gălățenii să iasă din jumătatea proprie, dar recuperăm din nou. Undeva la 30, 35, 40 de metri acolo reușim să recuperăm balonul din acțiunea gazdelor. Asta este un lucru bun. Juncănaru, Săpunaru. Faultat la centrul terenului Juncănaru.
minge lungă lui Panaite, de data asta ajunge la Alin, dar nu poate să facă preluare cu capul. Minge la Brâneț, Iordache, Voicu. Acțiunea Focșeanului. Alin Dascălu liber pe centru la 16 metri. Dascălu întoarce liber pe partea dreaptă. Băciuț intră în careu. Băciuț. O centrare cu capul. Dascălu înapoi pentru Negoiță. Și Negoiță pregătește șutul, dar trimite pe lângă poarta lui Brâneț de la 25 de metri. O acțiune consistentă. Rămâne 1-0 pentru Focșean. Minutul 33. Și Juncănaru se opune acestui 1-2 al gazelor la centru. Intervine Robert Bratu până la Băciuț. Recuperează Manu pentru moment, dar gazele revin. Atacă gazdele Sporting Liege pe partea stângă, liber în centru. Un jucător care șutează pe lângă poarta lui Lazar. O acțiune periculoasă a lui Sporting. A șutat Călin de la gazde. Dar rămâne 1-0 pentru Focșeani. Gata, mai murim, liniștește-te și tu, măi. Stai cu minte acolo, tu. E 1-0, câștigat, stai cu minte, măi. Stai, liniștește-te. Degajează Lazar. Marius Bratu a fost făcut Mourinho de un spectator din tribună. Sunt glume și gălățenii, acțiunea lui Iordache pe partea dreaptă. S-a driblat singur, a pierdut mingea. Dascălu. Bratu. Dascălu. Taciuc. O pasă bună pentru Băciuț. Nu este offside. Nu este offside. Acțiune periculoasă. Băciuț intră careu. Pe partea stângă Băciuț dribling, dar pierde. Poate că ar fi trebuit să-i paseze din nou lui Dascălu. Din nou liber. Dar n-a vrut să-i paseze. Revine Juncănaru. Dascălu. Taciuc. Panaite. Juncănaru ajunge în poziție de atacant. Juncănaru intră în careu. Juncănaru la minge. Întoarce. Rogoveanu. Manu. Liber Rogoveanu. Juncănaru. Și încearcă șutul cu stângul, dar prinde portarul Brâneț. Rămâne 1-0 pentru Focșean. Golul lui Băciuț din minutul 4. Minutul 35. Gazdele la mine sunt la balon, dar undeva la 16 metri în propriul teren. Și mingea este în afara terenului trimisă de gazde. Vom repune de la margine de pe partea dreaptă prin Juncănaru, care a revenit pe postul lui după ce a avut o acțiune de atac periculoasă mai devreme. A șutat cu piciorul stâng din careu. Săpunaru recuperează gazdele. Din nou Juncănaru. Bratu trimite lui Negoiță. Banda stângă. Dascălu. Băciuț. Manu. Mingea ajunge pe banda dreaptă. Manu. Manu la colțul care are de 16 metri. Manu. Trimite centrul Săpunaru. Liber Săpunaru. Pregătește șutul. Peste poartă. Săpunaru tot cu piciorul stâng. 1-0. CSM Focșeani conduce la Liești. 400 de spectatori. 17 grade. Mâine noapte trecem la ora de vară. Intrăm în vară. Vrem să fie pace,
vară și fără pandemie, să fie doar fotbal, soare și liniște. Gazdele la balon pe final de primă repriză, în echipament alb, echipa lui Cristi Brăneț. Pressing a Focșanului, care iată îi determină Voicu, capitanul echipei Gazdelor, trimite propriului portar. Minutul 37 al partidei. Combina fundașii gălățieni, Voicu și Bratu trimite în afara terenului. Profesorul liber Sporting Liești de la 24 de metri lateral dreapta de poarta lui Lazar. Centrare pe 11 metri, respinge Robert Bratu. Băciuț. Băciuț îi trimite lui Manu. Manu pleacă într-o cursă în viteză spre poarta lui Brăneț. Rogoveanu așteaptă în careu liber, dar din păcate Manu nu reușește să-i trimită mingea. O acțiune de 2 contra 1. Manu putea să-i paseze mai devreme lui Rogoveanu, dar s-a dus până aproape de 16 metri și acolo a încercat pasul blocat de fundașul Gazdelor. Gazdele la minge. O pasă pe partea stângă, pe direcția de atac a gălățienilor, acolo este Juncănaru. Reușește să treacă atacantul Gazdelor. Nu se dă 11 metri, a căzut atacantul gălățean, dar arbitru face semn sub nicio formă. Nu a fost un rezultat. Manu combină cu Băciuț. 1-2. Manu la minge. Manu dribling. Trimite în centrul lui Taciuc liber. Dascălu. Încearcă șutul acolo, dar este blocat. Săpunaru. Negoiță. O pasă pentru Dascălu. Centrare pe jos. Dar greșește centrarea Alin. Dascălu, mingea ajunge la fundașii echipei noastre, Robert Bratu. Negoiță, rămâne în atac în jumătatea Gazdelor. Taciuc. Rogoveanu. Avem posesie. Rogoveanu. Juncănaru. Săpunaru. Taciuc din prima pentru Robert Bratu. Nici Gazdele nu arată că ar vrea să recupereze această minge, drept pentru care echipa noastră pasează lejer. Robert Bratu, Dascălu. Dascălu trimite pe partea dreaptă lui Juncănaru. Manu. Resping Gazdele până la Săpunaru. Rămânem în jumătatea Gazdelor. Aici îl avem și pe Predoiu de la încălzire, Găină și Stoica Lorenzo. Rând pe rând câte 3 jucători aflați pe banca de rezerve ies la indicațiile preparatorului fizic Cristi Naciu să rămână în priză. Au recuperat Gazdele această minge. Dar intervine Panait foarte bine, Săpunaru. Taciuc. Negoiță și Robert Bratu calmăm din nou jocul. Taciuc vine la primire. Din nou Robert Bratu încercând să scoatem din dispozitiv apărarea
o minge lungă pe partea stângă, o ajunge Neguiță, nu, din păcate mingea este în afara terenului. Aproape 90 de videospectatori în direct acum live streaming SDV TV și partenerii oficiali UMOSER și Viorele Internațional vă oferă această transmisie de la Liești, de preferat partidele de pe canalul de YouTube SDV TV să le urmăriți pe un televizor care permite generarea canalului de YouTube sau cel puțin pe un laptop decât pe telefon. Am ales această poziție de transmisie datorită faptului că pe partea cealaltă cu soarele în spate nu am avut unde să găsim un loc prietenic pentru o asemenea transmisie. Panaite la minge și o invitație pentru cei care încă nu s-au abonat la canalul de YouTube ZDV TV, o puteți face gratuit și veți fi printre primii, ca și Gabi Noru, un prieten al sportului de Franța, astăzi s-a abonat și el. Mulțumim, Gabi, să nu ne mai întrebi dacă se transmite live sau nu o competiție, pentru că dacă ești abonat vei afla imediat. Săpunarul careu, săpunarul preluare foarte bună cu pieptul, săpunarul este... No! No! Ce acțiune, ce preluare pe piept face săpunarul între doi jucători. Intră în careu și uitați din colțul careului de 6 metri, dar mingea este deviată și este corner pentru Focșani. Ce acțiune frumoasă are Sorin Săpunaru, corner de pe partea stângă Focșani. Se pregătește să execute Taciuc. Minutul 44. Ultimele secvențe ale acestei partide, corner Focșani în atac și cu capul în portarul Brăneț trimite Robert Bratu. Out pentru Focșani, a doua mare ocazie după golul înscris de Băciuț în minutul 4 pentru Focșani. Îi aparține tot lui Robert Bratu, tot cu capul și tot din centrala lui Taciuc. Sporting Liești, o acțiune, o încercare de acțiune pe partea stângă, dar mingea este în afara terenului. Vom repune de la margine de pe partea dreaptă prin Juncănaru, rapid pentru Săpunaru. Putea să fie mai mare scorul în acest moment în favoarea Focșanului. Un șut de la distanță 35 de metri din vole, dar pe lângă poarta lui Lazar. 6 metri repunere, suntem în prelungiri, arbitru se uită la ceas. Minutul 45, 1-0 pentru Focșani. Out pentru Gazi, Rogoveanu forțat să trimită mingea în afara terenului. Săptămâna viitoare intrăm în play-off-ul competiției. Bătălie mare se dă în seria 1, acolo Ceahlăul joacă astăzi cu Foresta. O să încercăm la pauză să aflăm scorul de la Piatra Neamț. Derbiul seriei 1 din Liga 3-a. Ceahlăul, Piatra Neamț, Foresta, Suceava. Ceahlăul încearcă să prindă play-off-ul în acest moment. Sunt mai multe echipe care se luptă pentru cele 4 locuri de play-off. Lazar. Robert Bratu. Da, nici Lieștiul nu vrea să recupereze mingea, nu se aleargă. Acum o zvâgnire pe final de repriză, dar Robert încearcă să-l găsească pe celălalt Robert Băciuț, golgheterul echipei noastre, care a înscris și astăzi. Voicu, de carul gazelor, deposedat prin faul de Rogoveanu. Lovitor liber pentru Sporting Liești din jumătatea propriei teren, se pregătește să execute căptanul Voicu. O face lung pe diagonală, respinge Panait și Robert Bratu
Șut! Dar tot Robert Bratu blochează șutul la 30 metri și fluier de final de repriză, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, CSM Focșani. Echipament negru conduce la pauză la Liești cu 1-0 prin golul înscris de Băciuț. Minutul 4 din centrarea lui Taciuc. Revenim după pauză de aici, de la Liești. Rămâneți alături de CDV TV, aveți timp în pauză să vă abonați la canalul de YouTube gratuit CDV TV. Vă mulțumim anticipat, revenim după pauză.
Se așteaptă fluierul centralului partidei, domnule, din repriza a doua. 1-0 la pauză pentru Focșani, echipament negru, care va ataca în această repriză la stânga, la dreapta. Lieștiul, echipament alb, va ataca a doua repriză de la dreapta spre stânga. Ultima etapă din sezonul regulat, etapa 18, prima înaintea play. Ultima din sezonul regulat și ultima înaintea play-off-ului, care va începe săptămâna viitoare. La 16 și un minut a fluierat centralul acestei partide din Prahova. Săpunaru. Juncanaru se pregătește să reia jocul, o face până la Panait. Panait în spate la portarul Lazar. Robert Bratu, Panait, coboară Taciuc, Bratu se lasă în bandă stângă, o pasă pentru Manu, dar resping gazdele în afara terenului. Out Focșani. Taciuc. Juncanaru îl caută pe Rogoveanu. Nu reușește Manu să rămână la balon. Nicio schimbare. Repriza a doua făcută de Marius Brato. Zero la 1 conduce Focșanul din minutul 4 prin golul lui Băciuț. Respinge Negoiță. Rămân gazele în atac pe partea dreaptă. Recuperează Negoiță. Și au de poartă. Degajează Lazar. Lung pe partea stângă de data asta. Gazdele la balon. O minge care îl caută pe Iordache, dar prea lungă este în afara terenului. Prinsă de Sebastian, în afara terenului, fundașul central al gazdelor. Sporting Liești, o echipă la care fostul antrenor, profesorul Ionuț Niculcea, a părăsit-o pentru o altă echipă cu pretenții, Unirea Branișa, care se pregătește să promoveze în Liga a 3-a. Îl salutăm pe domnul profesor Ionuț Niculcea de la Liești. A avut un meci de junior la Bacău și pregătește o nouă generație de succes. Lui
drepturi libere pentru Focșan de la colțul terenului din jumătatea proprie va face capitanul echipei Robert Bratu. La un metru de steag este această lovitură liberă, o face Robert Bratu lung la Păciuț, dar sping prin voi cu gazdele. Lovitură liberă pentru Sporting Liege de la 40 de metri pe banda dreaptă, un fault făcut de Taciuc. Echipa gazdă poartă Brănești, jucători de câmp Iordache, Voicu, Călința, Vasian, Grigoraj, Năstase, Stan, Mihu, Iancu și Munchiu. Lovitură liberă Sporting Liege. Mingea ajunge 19 metri, respinge Robert Bratu și este offside. Arbitrii partidei de astăzi, la centru Dicu din Prahova, Bucov, asistenții Vițelaru din Vaslui și Duță din Bacău, observator Grozia, Teodor din Brăila și Brândușă, Mircea din Călăraș. Liestele este o comună care iubește fotbalul, asta este clar. Aproape 500 de spectatori până în prezent urmăresc această partidă de pe stadionul Sporting din Liești. Vreme frumoasă, 17 grade la Liești. Înainte cu o zi de trecere la ora de vară, duminică noapte spre luni, ora 3 va deveni ora 4. Pressing al lui Alin Dascu pe partea stângă. Încearcă o construcție a acțiunii de atac gazdele, dar din propriul teren până la Juncănaru. Misiune simplă de respingere a mingii. Băciuț. O pasă pentru Băciuț, nu este offside. O pasă pentru Rogoveanu, care au Rogoveanu la marginea de 16 metri, partea stângă. Dascălu, 20 de metri, pas lateral pentru Săpunaru, din prima Săpunaru pentru Manu și resping gazdele în afara terenului. O acțiune periculoasă acolo, Rogoveanu. Se face semn asistenție medicală, un jucător al gazdelor este la pământ. Doctorul gazdelor, domnul doctor Enachi Marcel, se îndreaptă spre jucătorul căzut acolo. Ce acțiune a avut Focșanul periculoasă, Rogoveanu, dacă reușea să aibă un tempo mai rapid, putea să și pune poarta lui Brăneț în pericol, dar așa a întors balonul și jocul a ajuns pe banda dreaptă. Încă nu s-a ridicat jucătorul gazdelor. S-a ridicat până la urmă, repune Juncănaru la margine până la Panait. Taciuc. Panaite. Robert Bratu trimite lui Taciuc. Recuperă prin Juncănaru. Manu. Rogoveanu. Băi, fraiere, ce? Acest trist, bă, bălăule, dreapta. Ați observat discuția dintre centralul partidei, Dicu din Prahova, Bucov, cu antrenorul principal al echipei noastre, Marius Bratu. I-a făcut semn ultimul avertisment, dacă nu îl va trimite în tribună. Minge pe partea dreaptă, dar
Negoiță rezolvă acțiunea și aruncă de la margine, o face rapid în Taciuc. Paraite. Juncănaru. Pasă periculoasă în centru al lui Juncănaru. Respingem. Rogoveanu, Băciuț. Băciuț schimbă jocul pentru Dascălu. Alin Dascălu rămâne la minge. Uite Rogoveanu. Taciuc, suntem în atac, rămânem în atac. În jumătatea gazdelor. Robert Bratu. Panaite. Juncănaru. Manu. Săpunaru. Săpunaru. Juncănaru. Centrat pe jos. Și reușesc gazdele să rețină prin portarul Brăneț centrarea lui Juncănaru. Dacă ajungea la Rogoveanu era 2-0. 1-0 în continuare pentru Focșani din minutul 4. Se mai repriza a doua. La Liești. Minutul 12. Gazdele în atac pe partea dreaptă, dar Negoiță trimite în afara terenului, vor arunca jucătorii din Liești de la 30 de metri de poarta lui Lazar. Nici o schimbare până acum făcută de antrenorul Marius Bratu în echipa noastră. Iată-l și pe Mădălin Predoiu la încălzire. Stoica și Radu se află la încălzire. Au repus de la margine gazdele care combină în propria jumătate, dar trimit mingea în afară. Sebastian a trimis mingea în afară terenului. O deviere pentru Rogoveanu, Băciuț. Lovitură liberă pentru Liești. Sebastian. Minge lungă. Partea stângă. Lovitură liberă. S-a executat respingerea, Negoiță. S-a executat repede. Centrare în careu. Respinge, se pune până la Iordache. Iordache a avut margine de 16 metri. Continuă ataca gazdelor, blocăm. O minge care iese, panou este offside. Au fost două șuturi periculoase, dar blocate de către fundașii echipei noastre. Prima acțiune, într-adevăr, periculoasă a gazdelor. Repune Lazar din careul de 16 metri, a fost o poziție de offside. Minge lungă. Poți să uita Voicu, capitanul echipei, se execută lovitura liberă, rapid, Năstase. Acțiunea lieștinilor. Centrare în careu și prinde portarul Lazar. Unul la 0 pentru Focșani, care conduce la Liești din minutul 4. Suntem în repriza a doua. O decajare a portarului Lazar pentru Băciuț. Rămânem în atac, Manu. Cartonaș galben pentru Ionuț Manu.
știu, a fost faultat, dar sincer vă spun, Manu a încercat să facă o deviere, o preluare, niciun caz să faulteze sau să pună talpa. Degajează în careul nostru Sebastian. Rămân gazele în atac. Băciuț! Băciuț, Săpunaru. Urcă Manu pe partea dreaptă. Și vine puternic Juncănaru. Din urmă, Juncănaru, la învăluire, trimite din nou pe jos, dar nu iese centrarea nici de data asta. Panaite, Manu. Manu nu reușește să controleze balonul, recuperează Iordache. Din nou Iordache, care trimite pe partea dreaptă. Fent acolo reușește să se desprindă de Negoiță, dar revine Taciuc și trimite mingea în afara terenului, out pentru Galățeni. Minutul 17 al repriziei a doua, 1-0 pentru Focșani. Rămân gazele în atac, blochează Dascălu. Out pentru Focșani. Repriza a doua a început la 16 și un minut. Deviază Dascălu. Gazdele la minge. Prin fundașul stânga, Năstase. Out pentru Focșani. Iordache a scăpat mingea în afara terenului. Panaite trimite lui Robert Bratu, căptanul echipei noastre. Robert trimite o minge în banda stângă pentru Rogoveanu. Ajunge Rogoveanu la minge, protejează, încearcă o desprindere. Fentă. Nu vrea centralul Dicu din Prav. O pasă foarte bună, dar este trimisă în afara terenului, din păcate, 6 metri. Repun gazdele din 6 metri. Recuperăm. Dascălu. Taciuc. Taciuc trimite pe partea stângă lui Rogoveanu. Focșani în atac. Rogoveanu la marginea care de 16 metri, Rogoveanu la colțul care de 16 metri, încearcă un șut. Negoiță, Taciuc, Focșani în atac. Săpunaru trimite pe partea dreaptă lui Manu, urcă Juncănaru din nou. Manu centrează, dar minge blocată. Gazele pregătesc un contraatac, au pornit, dar acolo intervine Negoiță. Robert Bratu l-a blocat pe Călin, care a încercat să facă o acțiune în viteză spre poarta lui Lazar. Panaite, Taciuc și Lazar. Liniștim jocul. La gazde a intrat Bărlădeanu în repriza a doua. La Focșani încă nicio schimbare. Robert Bratu. Dascălu. Taciuc, Bratu și Lazar. Mingea ajunge la portarul echipei noastre. Minge lungă lui Lazar pentru Negoiță. Recuperează gazdele la mijlocul terenului. Năstase, Bărlădeanu. Recuperăm Manu. Foarte bine, liber Dascălu în centru. Taciuc. Robert Bratu. Și portarul Lazar. Rogoveanu luptă și câștigă acest balon.
Ciuncănaru, vine foarte bine din nou Ciuncănaru pe partea dreaptă, centrat pe jos! Respinge voi cu căptanul gazelor. Ajunge mingea din nou la căptanul Robert Bratu, Panaite. Ciuncănaru, foarte bine a urcat Ciuncănaru, dar de trei ori trebuie reglat puțină pasa decisivă, centrarea finală. Păcat de efortul care îl face. Faultat Săpunaru la 40 de metri de poarta lui Brăneț. 45 de metri. S-a dat jocul. Taciuc. Minutul 20 al celei de-a doua reprize. Robert Bratu. Trimite pe partea stângă. Negoiță, mingea părăsește terenul, out pentru gazde, repune Iancu. Iancu. Se luptă jucătorul echipei la jumătatea terenului, Iordache, trimite pe partea dreaptă, o pasă unui cu echipier, atacă Lieștiul, centrare. Dar în afara terenului au de poartă pentru Focșani, 1-0 în continuare pentru Focșani din prima repriză din minutul 4, când a scris Băciuț din centrarea lui Taciuc din lovitură liberă. Iar Robert Bratu a mai avut încă două mari ocazii, de asemenea cu capul în prima repriză. În a doua repriză n-a mai avut nicio acțiune periculoasă, cel puțin până acum. Băciuț, iar Ciuncănaru trimite mingea la nimeni, recuperează fundașii centralei gazdelor, Sebastian, recuperăm primarul, Bărlădeanu, Năstase și gazdele trimit în afara terenului această minge. 1-0 pentru Focșani. Minutul 23 al celei de-a doua reprize, primește Rogoveanu de viață pentru Săpunaru. Săpunaru încearcă o pasă decisivă pentru Rogoveanu, revenind prin Băciuț, trimite lui Negoiță, bandă stângă. Taciuc, Panaite. Robert Bratu. Negoiță. Căptanul Bratu revine după accidentare. Va fi out de pe partea dreaptă pentru gazde. Minutul 24, acțiune periculoasă, sigur în care au acolo. Și se minge peste poartă, cea mai mare ocazie a gazdelor din această partidă. Față în față a fost Gabi Lazar, imediat vă spun, jucătorul gazdelor. Da. Călin, față în față cu Lazar, trimite peste Lazar, dar și peste poartă, peste bara transversală. Cea mai mare ocazie de până acum a echipei Sporting Iești. Minutul 24 a celei de-a doua reprize. Am avut noroc la această acțiune, o greșeală acolo la fundașul nostru central. Hands la jumătatea terenului pe care îl face Sporting Liești, executor în următoarea bine pentru... Și un șut la Rocoveanu, ci gol! Gol! Focșan, domnilor, domnicioarelor și domnilor, încerc să mă temperez aici, sunt înconjurat de spectatorii gazelor. 2-0 pentru Focșan, înscrie Rogoveanu. Minutul 25 al celei de-a doua reprize, 2-0 pentru Focșan Rogoveanu, șut de la 25 de metri. Brăneț a atins balonul, dar n-a mai putut să respingă. Mingea a ajuns în plasa porții. 2-0 pentru Focșani, după ce Lieștiul a avut o ocazie foarte mare prin Călin, față în față cu portarul Lazar. Nu a înscris, înscrie Focșanul prin Rogoveanu. 2-0 din minutul
70. Minutul 70, 2-0 conduce Focșanul prin golurile lui Băciuc și Rogoveanu. Sporting ieși în atac pe partea dreaptă, obține o aruncare de la margine de la 5 metri de la colțul terenului pe partea dreaptă, o execută gazdele. Predoi este chemat de patronul Marius Bratu. Liești un atac, Bârlădeanu. Bârlădeanu urmărit de Juncănaru. Și faultează Juncănaru. Lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Năstase de la gaz de fundașul stânga. 2-0 pentru Focșani din minutul 70. Vine și Băciuț în ajutorul apărării. Năstase pe 11 metri. A ieșit Lazar din poartă, dar s-a retras în ultima clipă pentru că a văzut că nu mai poate să atingă această minge. Băciuț, contraatac Focșani. Contraatac Focșani. Băciuț. Băciuț. Dascălu. Și Dascălu încearcă și eu, dar Băciuț trebuia să-i dea pas pe partea dreaptă. Da, cred că Rogoveanu trebuia să primească acest pas pe partea dreaptă de mult. Dar Băciuț a ales varianta pe partea stângă. Și avem corner. Focșani. Filmăm contra soarelui. Asta este poziția care am găsit-o altă. Ne cerem scuze. Taciuc. Taciuc. Și vine Panaite care trimite peste poartă. Schimbare la Focșani. Da, iese Băciuț. Anticipam această schimbare. Ba nu, iese Manu. Manu iese. Da, și Manu a mai redus motoarele în repriza a doua. Rămâne Băciuț, primește indicații de la Marius Bratu, probabil rămâne undeva în bandă dreaptă și intră pe doi bandă centrală. Marius Bratu i-a atras atenția lui Băciuț, încă din prima repriză, că dacă mai comentează o să vină și pe bancă, dar n-a venit deocamdată. A venit Manu. Și Predoiu intră în centru, Băciuț trece dreapta. S-a reluat jocul, căptanul gazelor Voicu cu minge la picior. O pasă diagonală pe banda stângă pentru Bârlădeanu, acolo este Juncănaru. Și Bârlădeanu preferă să trimită mingea în aut pentru Focșani decât să iasă în aut de poartă. Rămân gălățenii în marcaj jumătatea noastră. Dascălu faultat la 18 metri în zona centrală. Zero. Pentru Focșani, domnul domnișoară și domnilor, la Galați, în județul Galați, aproape de Hanul Conachi, cei mai buni mici. Cred că acum sunt și de pește, mici de pește aici la Hanul Conachi de post. Predoiu, Taciuc, Robert Bratu. Ce diagonală încearcă Robert Bratu? Da, reușește, mingea ajunge la Băciuț. Juncănaru. Da, control și posesie a echipei CSM Focșani 2007. Îi vine rândul Panaite cu o diagonală pentru Dascălu, dar prinde portarul Brăneț. Năstase, Bârlădeanu. E
Chiriac, a fost la minge, dar a pierdut balonul acolo, a revenit Taciu, în offside Rogoveanu, dar n-a primit Săpunaru. Da, e un, o crampă musculară a unui jucător de la Galați. Mai popular Cârcel. A intrat din nou doctorul echipei gazdă, Ienachi Marcel. Se consultă Octavian Bucătaru cu Marius Bratu despre ce schimbări urmează să facă în echipa noastră. Jocul întrerupt, da, jucătorul gazdelor. Mai și la arbitru una, ca să nu se supe. Care a ieșit în afara terenului, e accidentat. S-a reluat jocul. Minutul 32, al celei de-a doua reprize. Minutul 77 al partidei. Gazele în atac. Un șut de la distanță, peste poarta lui Lazar, un șut de la 25 de metri, în zonă centrală. Peste poarta lui Lazar. A șutat Călin. Scorul rămâne de 2-0 pentru CSM Focșani 2007 prin golul Sese de Băciuț și Rogoveanu. Acțiunea gazelor pe partea dreaptă, dar intervine capitanul echipei noastre, Robert Bratu. Minge este în afara terenului. Se anunță schimbări și la gazde. Respinge Săpunaru. Rămân gazele în atac pe partea dreaptă. Centrarea pe jos. Un șut blocat de Robert Bratu. Bărlădeanu la minge de la gazde, la marginea greu de 16 metri pe partea stângă. Voicu. Și un șut blocat de Panaite, care trimite în afara terenului. Rămân gazele în atac prin Năstase, dar mingea iese în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Focșani. Minutul 34 al celei de-a doua reprize, 2-0 pentru Focșani. Loviturile, aruncare de la margine, va executa Juncănaru de pe partea dreaptă. O face acum până la Predoiu. Rogoveanu, autorul cel de-a doilea gol. Combină gazdele pe partea dreaptă. Revine Negoiță și trimite lui Dascălu. Predoiu, singur pe banda stângă. O pasă cu exterior al lui Predoiu. Foarte bună, dar resping gazdele în afara terenului. O pasă cu exterior, cu piciorul drept. Avem schimbări. Săpunaru cred că va părăsi terenul. Nu, vine la indicații la Marius Bratu.
da, cred că este Rogoveanu, felicitat de Cristinaciu. Intră Stoica Lorenzo și jucătorul schimbat, Rogoveanu. Și la gazde, două schimbări, Ionuț Iftime, care a fost junior la Focșeni, și Bucevski și Iftime. Ionuț Iftime și Bucevski la gazde și Stoica Lorențu la CSM Focșeni 2007, aruncat de la margine, Juncănaru. Nu se dă fault la Bătălin Predoi, a fost împins efectiv la 4 metri de asistentul de pe partea dreaptă. Avem un asistent din Vaslui și unul din Bacău. Vițelaru și Duță. Stoica Lorențu la prima atingere de balon. Mingea ajunge la portarul echipei noastre, Lazar. Predoiu. Băciuț, Predoiu. Hands. Făcut de Voicu. Căptanul Oaschitul a trecut atacant acum. Căptanul Gazelor, îmi cer scuze. Stoica, Bratu, Voicu a trecut din fundaș central. Vârf de atac. Juncănaru. Umăr la umăr cu Bărlădeanu, aruncă Bărlădeanu de la margine. Robert Bratu, recuperăm Dascălu. Negoiță, Săpunaru. Privește Juncănaru. Și Panaite trimite portarului Lazar. Robert Bratu, 2-0 pentru Focșeni din minutul 70. Acum suntem în minutul 40 al celei de-a doua reprize. Mai avem 5 minute regulamentare. Recuperează gazele la centru prin Iordache. Recuperăm Băciuț. O pasă pentru Predoiu. Predoiu minge la picior, partea dreaptă. O centrare în centru pentru Băciuț, dar au intervenit fundașii gazdelor, Năstase. Bărlădeanu. Jucătorul Mucevski, care a intrat mai devreme, Năstase. Voicu. Stoica, recuperăm Săpunaru, Juncănaru, Stoica, Săpunaru, Bratu, Robert, Săpunaru, Panaite, minge pentru Predoiu, nu este offside, iese portarul Brăneț din poartă, Bărlădeanu. Băciuț. Recuperați mingea fundașii centralei Gălățenilor. Bucevski. Iftimie. Dănuț. Pe partea dreaptă. Șut al lui Iftimie blocat de Robert Bratu.
și este offside. La 0 pentru Focșani. Minutul 42 al celei de-a doua reprize. Gabi Lazar degajează lung. Predoiu deviere cu capul. Rămâne un atac Dascălu. Predoiu din prima pentru Taciuc, dar intervin fundașii și Gălățeni. Lovitură liberă pentru Sporting. De la 30 de metri din propria jumătate de teren, de poarta lui Brăneț. Minge lungă lui Sebastian pentru Voicu. Și un șut pe lângă poartă a lui Stan. 2-0, CSM Focșani conduce la Liești. Probabil vor mai fi câteva schimbări tactice acum pe final de partidă ale antrenorului Marius Bratu. Predoiu devine cu capul pentru Băciuț, care trimite tot la fel pentru Taciuc. Minge degajată în afara terenului. Va repune Juncănaru de la margine. Juncănaru, Băciuț. STB TV și partenerul oficial Umoserv și Viorel Internațional, vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit această partidă de la Liești. De săptămâna viitoare o să ne vedem în play-off. Minge trimisă în afara terenului de gazde. Voi cum scapă mingea în afara terenului din pasa lui Bărlădeanu. Cam cred că acesta va fi scorul final de aici de la Liești. Victorie Focșani. Intrăm în play-off, probabil vom juca la pauză. Știu că era la Piatra Neamț Chiahlău Foresta 0-0 și la Râmnicu Sărat, CSM Râmnicu Sărat, Oțelul Galați 0-0. Nu știu deocamdată scorile, urmăriți ziarul Sportul de Franța și vă vom informa cât se poate de repede. Atacă Lieștiul. Undeva la jumătatea trenului. 0-0 la Galați, la Râmnicu Sărat cu Oțelul. Nu știu dacă CSM Râmnicu Sărat mai are șanse să ajungă în play-off. Minge la portarul Lazar, se pregătește să degajeze din colțul care e de 6 metri. O face lung până la Predoiu. Repunem de la margine prin Juncănaru la centrul terenului. Predoiu devine călcuiu până la Băciuț. Primește Predoiu pe partea dreaptă. Intră în careu. Predoiu pe jos. Dascălu. Dascălu. Șut Dascălu. Scoate Brăneț. Focșianu este în atac în ultimele secunde ale acestei partide. O contra-atac prin Iftimie a gazdelor. Dar Iftimie scapă minge în afara terenului. Schimbare la Focșani. Radu Liviu a intrat în locul lui Dascălu. Radu Liviu Adrian repune Negoiță. Deviere Predoiu și minge ajunge în brațele portarului Brăneț.
Năstase, Sebastian, o diagonală lui Sebastian, dar mingea ajunge în brațele portarului, dar cred că s-a accidentat Sebastian. Singur a dat o pasă lungă și a căzut Sebastian din picioare. Oricum sunt ultimele secvențe ale acestei partide, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, de aici, de la Liești. Aproape 500 de spectatori am estimat noi la Liești astăzi. Lumea își dorește spectacol sportiv, fotbalistic, după 2 ani de pandemie. Mulțumim încă o dată gazdelor, domnului Matei, pentru acreditarea de a transmite această partidă. Întotdeauna cu Lieștiul am găsit înțelegere, nu ca la Metalul Buzău, care nu ne-au permis să facem o transmisie, dar așa au înțeles dânsii, asta este. Noi am înțeles, dar nu au înțeles suporterii care au vrut să vadă această partidă de la Buzău. Se pregătește Lazar să degajeze cu piciorul acum din mână, lung, către Predoiu. Recuperează gazdele, care trimit în afara terenului. Au fost mai multe pase direct în afara terenului chiar. Minge la Panainte, portarul Lazar. ...85 de videospectatori pe SDV TV în acest moment, le mulțumim. Vă invităm să vă abonați gratuit pe SDV TV pe YouTube pentru a fi primii care veți urmări emisiunile și transmisiile live. Stoica! Taciuc! O pasă pentru Predoiu! Dar iese Brăneț la marginea care de 16 metri în fața lui Predoiu. Foxian în atac pe final de meci. 2-0. Golurile scrise de Băciuț și Rogoveanu. Recuperăm prin Săpunaru, Bratu, și mingea ajunge la portarul Lazar. A greșit Lazar și înscriu și gazdele. Greșeală mare a portarului Gabriel Lazar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ce greșeală face Gabi Lazar. Schimbare la gazde. Poșca la pariurna. A intrat Hodorogea la gazde. 2-1, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Greșește portarul echipei noastre, Gabi Lazar. O minge simplă. Juncănaru. Degajează pentru Predoiu. Mingea ajunge la portarul Brăneț. Ultimele secvențe, spectatorii s-au ridicat deja în picioare. Minge lungă spre poartă echipei noastre, încearcă să egaleze gazdele acum pe final. Iordache, deposedăm Taciuc. Stoica. Taciuc. Faultat la centrul terenului. A faultat Chiriac pe Taciuc, lovitură liberă Focșean de la 45 de metri de poarta lui Brăneț. Se pregătește să execute Robert Bratu, o face pe partea dreaptă pentru Băciuț. Năstase respinge cu capul în afara terenului. Va repune Juncănaru. Centralul se uită la ceas. Juncănaru. Predoiu. Predoiu la minge. Out Focșean. Juncănaru. Năstase. Trimite. Nu, Nanae și mingea. Juncănaru la minge. Iordache
Iordache trimite în afara terenului. Se uită la ceas central. Dicu din Bucov, Prahova. Năstase respinge cu capul. Și fluier de final de partidă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Liești. Focșanul câștigă cu 2-1 cu emoții pe final, după greșeala lui Gabi Lazar. Dar totul e bine că se termină cu bine. 3 puncte pentru Focșani. Prin golul înscris de Băciuț, minutul 4 și Rogoveanu, minutul 70. Gazdele au redus din diferență minutul 90. Dacă nu cred că era chiar minut de prelungire. SDBTV, Viorel Paizan și partenerii oficiali Umoserv și Viorel Internațional, vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru faptul că sunteți alături de noi de fiecare dată și alături de echipele Focșeanului și ale Vrancei în competițiile pe care le au. Nu uitați, mâine seară la sala sporturilor, Catedrala Sportului din Sportului Vrâncean din Focșeani, la orele 18:30 de minute avem meci de handbal. După o lună de zile revin lupii Vrancei în arenă. Primim vizita echipei CSM Vaslui și duminică seară pe Digi Sport și Lux Sport meci de basket, Liga Națională. CSM Focșani 2007 joacă la Dinamo aici la Liești. Spectatorii se duc spre casele lor. Am estimat noi aproximativ 500 de spectatori au fost la această partidă. Echipa noastră se îndreaptă spre vestiare cu cele 3 puncte. Foarte multe mașini din Vrancea am văzut aici la stadion, care au venit să urmărească această partidă. Foarte mulți ne-au urmărit și pe noi în direct. Le mulțumim celor din diasporă, le mulțumim celor din țară, le mulțumim celor de acasă din Vrancea. Intrăm în play-off, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în seria a doua, Liga a treia, de pe poziția a doua, după Oțelul Galați, care nu știu cât s-a terminat acolo, era 0-0 minutul 80 la Râmnicu Sărat. Nu uitați să vă abonați gratuit pe canalul de YouTube SDBTV și până la următoarea noastră transmisie vă urăm multă sănătate. Ne salută copiii din Liești. Salut băieți, salut copii. Și pe YouTube, canalul SDBTV pe YouTube, copii, abonați-vă că vine vacanța și aveți ce să urmăriți de aici de la Liești. Vă mulțumim frumos pentru atenție, vă dorim o seară frumoasă, la revedere!